Salutare și bine v-am găsit la un nou episod. Dacă ești începător sau persoană cu experiență, cu siguranță te vei lovi sau te-ai lovit deja de renumita scuză, nu te-am văzut. Aceasta este o scuză pe care șoferii de mașini o abordează foarte des pentru a scăpa sau a reduce amploarea unui conflict, în 90% din cazuri degenerat de ei. Acest lucru ne obligă pe noi motocicliștii să abordăm noi tehnici sau să aducem modificări motocicletelor noastre, care mai de care mai utile, pentru a ne face ori auziți, ori văzuți în trafic. Acest video conține modificarea în sine, părerile mele personale despre ea, cât și instalatul produsului pe care l-am cumpărat. Totodată am să vă rog să continuați să-mi scrieți comentarii, deoarece sunt foarte utile și mă ajută să îmbunătățesc acea calitate a canalului. Pe lângă asta, mulți o să vă întrebați de ce comentariile sunt un oarecare delay. Eu îmi rezerv dreptul de a le privi înainte de a fi postate, deoarece sunt fel de fel de boți care trimit fel de fel de reclame și nu doresc să apară link-uri compromițătoare. Modificarea pe care am ales-o este mai exact o pereche de oglinzi care au semnalizări integrate cât și poziții și voi atașa un link ce vă va direcționa către site-ul de unde le-am comandat. Vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați să dați un mic like și un subscribe, deoarece mă ajută foarte mult și este o încurajare pentru a continua să fac ceea ce mi-am propus să fac. Vă mulțumesc! Acestea sunt oglinzile după cum puteți vedea. Sunt identice cu cele ale Honda CBR 1000RR. Instalatul lor este foarte, foarte simplu, în schimb dă foarte multe bătăi de cap. De ce? În primul și în primul rând, după cum puteți observa, ele nu se potrivesc 100% cu prinderea motocicletei mele. Așadar, a trebuit să fac în felul următor. Să le înfiletez șuruburile atât cât se duc, fix pe pozițiile în care ele sunt făcute. Și le-am sâns în așa fel încât să nu zgârie sau să nu rău pe carena, în momentul în care ele sunt înfiletate. Totodată am pus și threadlock pentru a nu le permite desfiletarea prin vibrații. Menționez că am pus albastru, nu roșu. Roșu este pentru a strânge șurubul permanent, iar albastru este special făcut pentru a nu da voie șurubului să se desfileteze până când acesta nu este desfiletat cu mâna. Pentru că nu am putut să trag firul după ce am dat gaur în carenă. Am tras firul pe aici, dar nu l-am putut trage pe sub carena, deoarece mă țin nealiniată cu clipsurile și prinderile ei. Așa că l-am tras pe lateral și l-am introdus în zona blocului motor, prin locașurile pe care le are carena deja. Oglinzile vin cu trei conectori în formă de Y, unul care intră în motocicletă, locul de lumină al motocicletei, și două care păstrează atât oglinda, cel de sus, vine firul la oglindă, l-am scos pe aici și l-am dus direct la acest conector, iar acesta care va fi conectat la semnalizare direct. Eu le-am prins în așa natură încât acești conectori să fie feriți de restul blocului motor, deoarece acesta emană foarte mare căldură și nu știu cât de rezistent sunt. Cei de la TriPage m-au înștiințat că sunt foarte rezistente, acum rămâne de văzut. În momentul în care voi uni semnalizarea, voi avea grijă ca firul să împingă tot cuplajul mai aproape de far. Nu știu dacă se vede, dar ceva în genul acesta. Când eu voi împinge carena în sus, acest cablu se mai cuplia cât mai mult de far. Pot fi rabatate și așezate pe poziție cu foarte mare ușurință în comparație cu oglinzile vechi. Și totuși sper pe viitor să nu mai existe discuția că vai, nu te-am văzut, având în vedere faptul că ele luminează mai tare decât aș avea faza lungă pornit. Deci pot spune că sunt destul de vizibil. După cum se poate observa, în momentul în care eu acționez semnalizările,
aceștia schimbă culoarea. Iar când o acționez pe cea opusă, aceasta își revine. O schimbare în unul moment e o niște delay-uri. E, acum l-am prins. Uitați, au niște delay-uri. E, aceasta nu este o problemă. Și pozițiile pot fi folosite în același timp.